Liderul PSD, Mircea Geoan, a anunțat că socialdemocrații vor trimite președintelui Traian Băsescu proiectele de coduri pentru ca șeful statului să adopte o serie de decizii capabile să evite un raport negativ al Comisiei Europene. Mircea Geoan a mai precizat că Băsescu este responsabil de numirile miniștrilor justiției. Există în acest moment informații coerente și solide care anunță pericolul ca după raportul Comisiei Europene din luna iulie să existe, repet, riscul unei tăieri a fondurilor europene pentru România. Este un element care are cauze multiple, dar are ca pretext principal lipsa de reformă în domeniul justiției din România. În acest context, decizia partidului nostru este de a trimite cele două coduri, codurile penal și civil, finalizate în comisiile speciale ale Parlamentului, către președintele României, reamintindu-i președintelui că a fost cel care a convocat la Palatul Cotroceni o întâlnire cu toți factorii decidenți în încercarea de a găsi răspunsurile pentru un raport pozitiv al Comisiei Europene la adresa României. Mircea Geoan a mai declarat că Parlamentul s-a achitat de obligațiile legate de mecanismul de cooperare și verificare, pentru că proiectele codurilor sunt finalizate și sunt în curs de finalizare codurile de procedură civilă. În acest moment, întreaga responsabilitate pentru evitarea acestui risc aparține în principal președintelui României, cel care a instalat pe doamna Macovei ca ministru al justiției în 2004, și care a avut înainte de alegerile din 2008 și acum pe domnul ministru Predoiu ca și ministru al justiției. În numele partidului pe care îl conduc și îl reprezint, fac un apel la președintele României, în calitatea sa de principal coordonator al instituțiilor legate de justiția din România în ultimii 5 ani de zile, să ia toate măsurile necesare într-un contact direct cu ministrul Justiției, cu procurorul general, cu șeful DNA, cu Consiliul Superior al Magistraturii și cu înalta Curte de Justiție și Casație și de a lua toate măsurile necesare la nivelul statului român și la nivelul guvernului pentru a preîntâmpina acest risc masiv la adresa reputației și intereselor României în Europa.